Căminul cultural de la Măguri, sat aparținător Lugojului, este gata pentru recepția finală. Investiția a fost finanțată în cadrul programului operațional regional 2014-2020. S-a ridicat la peste 1 milion de lei și a prevăzut proiectare, lucrări de reabilitare și dotare. Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a reabilita integral clădirea existentă, de a o transforma într-o clădire cât mai eficientă din punct de vedere energetic și de a o dota pentru desfășurarea de activități cultural-sociale, dar și pentru funcționarea unui dispensar medical. O finanțare preluată de la fosta administrație, care ar fi trebuit să fie gata în 2020, dar care a beneficiat de o prelungire pentru implementare. Importantă pentru comunitatea locală din Măguri este aceea a renovării spațiului în care la un moment dat funcționau dispensar și căminul cultural, în aceeași clădire ambele funcțiuni. În prezent, lucrările de modernizare și de reabilitare energetică sunt finalizate în proporție de 95%, Vom pune la dispoziția localnicilor deocamdată doar partea care funcționează ca și cămin cultural și conține și dotări de genul o mică scenă care poate fi folosită și în exterior și în interior, aparatură audio-video, calculatoare, dar partea de dispensar deocamdată nu o putem pune în funcțiune, va trebui să o autorizăm și să găsim un medic care este dispus un anumit program să ofere consultații acolo, medic de familie, din când în când cetățenilor din localitatea Măguri. Lucrările au durat 6 luni, fiind începute la sfârșitul anului trecut.